legislația este diferită. Cu regret, dar Republica Moldova încă avem standardele fostei Uniunii Sovietice, care nu sunt compatibile cu standardele Uniunii Europene. E un moment foarte complicat care urmează cu timpul să aducem la nivelul Uniunii Europene, legislația să aducem la nivelul Uniunii Europene. Aici apar, deci apar careva momente de ordine de la pur tehnice care ține nu numai de partea română, de finanțarea românească, dar ține și de partea Republicii Moldova, care într-adevăr trebuie să aducem la nivelul respectiv. În afară de ce, desigur că de proiectele care sunt înaintate. Acordul cu cele 100 milioane a fost semnat în 2010, a expirat acum la începutul anului, în martie 2016, s-a reușit în 2015, prolongarea lui a fost protocolul 3, 4 și 5, care permit deblocarea anumitor sume, dar totul se face în măsură posibilității. Deci asta nu ține numai de partea română, dar ține și de partea Republicii Moldova.